În tinerim suntem ce în ce mai young and cool. Ne-am redirecționat muzica de anul ăsta, începând, avem un drum nou, început cu C'est la vie. La început ne-am propus să facem, nu un hit, dar o piesă de vară. Și lucrând la piesa asta de vară a prins conotații de toamnă, plus mici chestii care au întârziat. Și câteva de iarnă. Nu e chiar ritmul ideal în care să lucrezi o piesă, dar... Mi-a pus sufletul în ea. Aia e! C'est la vie, c'est la vie, when dreams are flying high, but you're standing on your knees. Clar, nu putea să fie asta prima piesă din carieră, trebuie niște experiențe ca să poți să scrii o piesă ca C'est la vie. Asta a fost experiența noastră și felul de a împleti gustul amar pe care ți-l lasă anumite experiențe cu optimismul cu care preferi să vezi în continuare. Aici, a fost un brainstorming în care a zis niște lucruri despre trecutul său. Îmi place cum ții tu microfonul. Asta e al doilea scenariu. Primul scenariu a fost mai complex un pic și trebuia filmat în deșert, undeva în țările arabe. Erau discuții, trebuia să mergem. Am aflat că avem 50 de grade în deșert fix când vara vreau să filmăm noi clipul și am zis, n-avem cum decât să așteptăm la toamnă, n-am vrut să așteptăm la toamnă și ne-am dus într-un parc. Ne curcă doar clipurile astea. Exact. Tot rău spre bine, adică până la urmă în deșert era vorba doar despre noi și cât de greu ne-a fost. Acum e o poveste în care se regăsește toată lumea. We'll be right back.